Bună seara, bun găsit la Cult Art. La Iași începe sezonul festivalurilor. Filit, unul dintre cele mai apreciate evenimente literare la nivel european, se anunță a fi și anul acesta în top. Un alt eveniment extrem de așteptat și de apreciat este și Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Vorbim despre cele două evenimente astăzi cu scriitorul Florin Lăzărescu și criticul de teatru Oltița Cântec. Acum însă vedem cum a marcat anul acesta Opera Națională Română Iași, deschiderea stagiunii. Mii de persoane au participat la deschiderea noii stagiuni a Operei Naționale Române. Evenimentul a ajuns la noua ediție. Foarte frumos! Ce ți-a plăcut cel mai mult? Toate, mai ales că le-am auzit și în opere. Îmi place tot! Și am mai văzut și operele la Sala Mare, așa încât ne bucurăm de revedere. Este o experiență incredibilă. Mai ales jocurile de lumini și abia aștept artificiile de la final. Soliștii, corul și orchestra Operei Naționale Române din Iași au interpretat mai multe fragmente din spectacole celebre, montate de-a lungul stagiunilor trecute. A fost foarte cald, în ciuda vremii de afară, că este rece și noi am înghețat un pic. Publicul a fost foarte cald și ne-a transmis așa o stare de bine și un public cald, primitor, cum este tot timpul, și ne bucurăm să-i vedem într-un număr așa de mare. După două luni de vară, orice artist își dorește să revină pe scenă, este întotdeauna o plăcere imensă să reîncepem cu spectacolele, și când avem șansa să și deschidem cu un gala în felul ăsta, cu arii celebre, momente foarte frumoase, ne dă un ritm bun, un impuls pentru începutul de stagiune. Tot timpul avem parte de un public foarte numeros, foarte călduros și tot timpul este o atmosferă extraordinară. L'idea in generale è quella di dare il benvenuto alla comunità, no, alla città di Iași, e la musica che va incontro alla popolazione, esce fuori dalle mura del teatro, e questo lo trovo una cosa molto bella, perché instaura ancora più un legame molto più forte con le persone, no? Ce e emoționantă muzica de cor pentru dumneavoastră și pentru public? În primul rând, muzica corală este o muzică care se face în comunitate și atunci, antrenând foarte mulți oameni, imposibil să nu ne placă, și întotdeauna lucrurile grandioase, lucrurile mari, se fac mulți oameni. Spectacolul Magia Serii în Sunet și Lumină este reprezentativ pentru noi, pentru operă și pentru ieșeni. Toată lumea s-a obișnuit, toți spectatorii s-au obișnuit ca să marcăm începutul stagiunii cu acest spectacol, care, iată, la prima ediție am avut 8.000 de spectatori, culminând cu 15-20.000 de spectatori care au fost prezenți la acest spectacol emblematic al Iașului, pe care îl putem oferi cu ajutorul primăriei, bugetar de primăria Iași. Cu ce gânduri începeți această nouă stagiune? Cu speranța că vom avea posibilitatea să ne realizăm premierele pe care le-am dorit și, din păcate, din lipsa bugetului nu le-am putut oferi publicului, și ca să întreținem spectacole pe care le avem în repertoriu și care sunt atât de solicitate la casă, la agenția de bilete. Am avut bucuria ca de fiecare dată să jucăm cu sala plină și dorim în continuare să oferim spectacole de calitate,
publicului nostru atât de drag nouă. Momente magice la Opera Națională Română Iași, momente magice cred că vor fi și la Filit anul acesta. Bună seara, Florin Lăzărescu! Bună seara! Cum merg pregătirile? A mai rămas puțin? Foarte bine, da, așteptăm. E așteptarea să înceapă cu liniștea dinaintea furtunii, așa obișnuiesc să spun înainte de cu câteva zile, când practic totul e pregătit, aștept doar să nu se întâmple ceva ieșit din comun. Și anul acesta scriitor de top, Richard Ford, Mihail Șușkin, Matias Senar, Maria Doenans, care cred că a vândut măcar, nu știu, dacă nu milionul, dar sute de mii de exemplare în Europa vin. Adică tocmai se face și un serial după cărțile ei, deci o autoare foarte de top. Mă bucur că avem, adică dacă iei topul vânzărilor în România în literatură, cele mai vândute literaturi străine, cea de limbă engleză și l-aveam pe Richard Ford, de literatura rusă, care prin tradiție se vin, de spaniolă și franceză. Adică aveam în privința asta și nu oricare. Șușkin cred că e cel mai important scriitor rus contemporan. Richard Ford e laureat al premiului Pulitzer, al premiului Faulkner, cred că e top 10 scriitori americani în viață. Deci Matias Senar tocmai a câștigat un Goncourt, care cel mai mari premii literare europene. Dar noi vorbim, tot timpul se îndreaptă atenția spre ce se întâmplă în Teatrul Național, dar să nu uităm că la cortul din Piața Unirii, la Casa Filit, a venit Sion, care e nominalizat Oscar, care lucrează cu Lars von Trier, care a scris versurile pentru Björk, Ahmed Zadavi, care finalist la Man Booker Prize, care cred că după Nobel al doilea, sau practic cel mai important premiu literar, că novelul se oferă pentru mai multe. A fost finalist acum 2 ani de zile. Ahmed Zahavi, un scriitor irachian, care e la cort. Nu mai spun de scriitorii români, care sunt absolut spectaculoși. Gândiți-vă că an de an, acum e a 7-a ediție, avem un maraton de poezie vineri, de la 10 seara, că ținem la a doua zi la 4 dimineața, unde sunt doar poeți. Se spune că poeți români. Se spune că poezia nu e așa interesantă. Veniți și vedeți că vin 5-600 de oameni și stau până dimineața. Și un absolut spectacol cu poezie română. Din fericire, anul ăsta, iată, și Sion a vrut să fie la maratonul de poezie. El e invitat ca prozator, așa, dar vrea să participe și el la noaptea de poezie. Mai avem un scriitor bosniac, Farhad Šehić, o carte despre ce s-a întâmplat în fosta Iugoslavie, așa, care e și poet. Programul oricum poate fi consultat pe site, e un program foarte sunt complex. Sunt 130 de evenimente, la un moment dat am numărat 117, dar au mai apărut între timp evenimente conexe, deci cred că mergem spre 150. Oricum, dar literatura invadează orașul, pentru că sunteți la Teatrul Național, cum ai spus, la Casa Filit, dar și în licee. Sunt 16 licee, cred, maxim acum, adică mergem până și chiar la Pașcani, la Hârlău și la Târgu Frumos. La un moment dat, nu știu, aveam un soi de asta, de jenă să invit scriitorii în ea și le spun, știi, nu vrei să mergi și la Târgu Frumos, dar am învățat să nu am asta. Unul, că scriitorii sunt deschiși și chiar sunt curioși să vadă ce e acolo. Doi, oameni de acolo sunt încântați. La Pașcani deja e o tradiție, vin 100-150 de oameni. M-am trecut, a fost Viorel Lișoi cu Mihai Buzea, în loc de 2 ore au stat 4 ore. Copiii s-au împrietenit cu ei cu vreo 2 săptămâni înainte de festival, adică e un adevărat spectacol ce se întâmplă. Și mă bucur că am văzut aceeași și de la Târgu Frumos, de la Ancioș și de la Hârlău, cum se pregătesc ca de sărbătoare și m-au sunat și au luat legătura cu autorii. Adică e un lucru care, cum să spun, mă bucur foarte mult că prin școli se mai merge cu scriitorii sau se mai merge, dar era un soi de china, adică avea cineva 3 versuri de citit, de obicei fără așa, și copiii aia erau chinuiți să te pe mobil. Nu e deloc cazul, oricine poate să meargă la evenimentul nostru să vadă, copiii se bat pentru asta. Tot dau exemplu de, există cazuri de copii care au solicitat școlii la cursurile opționale să studieze autori filit. An de an vin, sau un alt exemplu, avem nevoie de 120 de voluntari, s-au înscris 624 de ore, adică sunt doar tineri, marea majoritate sunt liceeni, adică 6 pe loc, e o bătaie ca să fie voluntari filii. De ce? Pentru că ei își întâlnesc autori pe care îi știu din manuale, autori iubiți și
atmosfera de la Filita absolut specială. Dar avem și asta, evenimentele și la Palatul Copilor, avem Casa Copilăriei cu un proiect special, eventual o să vorbim la un moment dat. Casa Fantasy, adică cu literatură fantasy. În universitate avem evenimente profesionale cu traducători, că sunt atât de multe evenimente încât de multe ori nici n-apuc să-i pomenesc pe traducători, dar sunt evenimente foarte importante cu ei. Georgiana Leșu, care se ocupă de partea de logistică, ne spune ce înseamnă în culise un astfel de festival, după care noi o să continuăm discuția, Flori. Ce înseamnă în culise pregătirea unui asemenea festival? Înseamnă multă muncă de-a lungul întregului an, iar acum, în perioada de dinainte de festival, înseamnă pregătirile cele mai intense și lucru cu voluntari, pentru că acum îi instruim pe voluntari și ne încărcăm cu energia venită din partea lor, îi instruim cum să se ocupe de invitați, în special pe partea logistică, dar, după cum spuneam, este foarte multă muncă de-a lungul întregului an, în spate are loc foarte multă comunicare cu invitații, stabilind toate detaliile șederilor în Iași. Cum e să stai de vorbă cu Richard Ford, cu Shishkin, cu Matia Senar? E mai ușor decât v-ați aștepta. Ei toți sunt foarte comunicativi, sociabili. Comunicarea este foarte ușoară cu ei, adesea decurge surprinzător de bine. Noi gestionăm fiecare câte o bucățică, o gestionăm în detaliu, dar aspectele finale sunt comune. Toată echipa lucrează împreună pentru că trebuie să coordonăm sosirile și plecările invitaților cu programul lor dintre evenimente, cu programul lor personal, că unii vor să mai viziteze orașul, vor să profite de șederea lor în Iași. Toate lucrurile trebuie să meargă perfect și să nu se intercaleze evenimentele sau programul invitaților. Deci este un mecanism destul de complicat, este așa un puzzle, dar pe care noi trebuie să-l avem mereu sub control. Personal, care a fost cea mai frumoasă întâlnire la Filit? Ar fi foarte greu să aleg una singură. Nu aș putea. În fiecare an am parte de surprize, în fiecare an cunosc invitați extraordinari. De exemplu, anul trecut, Jonathan Franzen a fost una dintre aceste surprize. Un om extraordinar, extrem de prietenos, cum de altfel sunt foarte mulți în fiecare an. Da, oameni de calitate în echipa Filit, e foarte important spiritul acesta de echipă și fiecare să știe bucățica lui. Mă bucur să am colegi care fac treabă cum Georgiana, spuneam înainte, om cu doctorat în istorie, iată care se ocupă de logistica festivalului. Să am colegi care cred că nu sunt mai mult de 100 de oameni în România care pot să facă ce fac ei. Și categoric în Filit, cred că ar lua 2-3 ani. Pentru oricât de bun ar fi cineva ca să înțeleagă cum e, care e mersul acestui festival și cât de complicat e. Și Georgiana se ocupă deja cu asta. Adică mă bucur că pentru noi toți din echipa Filit a devenit un soi de rutină. Adică deja nu lucru pe care, nu știu, cam două luni în anii anteriori, acum le rezolvăm în două zile. Adică sunt lucruri, ne-am căpătat o rutină, dar și pare că e ușor de făcut acest lucru, dar nu e. Dacă te sperii uneori, dacă îți dai seama ce... Cât de mult simți că a stimulat Filitul lectura în ultimii ani? Foarte mult, dar asta mi-ar plăcea să vorbiți, de exemplu, cu oameni de la Logos, de la Lecart, cu oameni din licee, să mergeți, de exemplu, chiar sunt, există de la fiecare ediție, avem un filmuleț al zilei, e o echipă care ne face asta, să vă spună oamenii, adică povestea asta, copilul meu nu a citit o carte până în clasa 10 sau am o fată și un băiat, fata citește, dar băiatul nici nu vrea să audă și astăzi, după ce a fost la Filit și a cumpărat pentru prima dată o carte și l-am văzut citind din banii lui de buzunar și l-am văzut citind aseară, pentru prima dată în viață o carte, povestea asta o aud de foarte multe ori și sunt convins că dacă mergeți la Filit și vorbiți cu tineri, o să auziți povestea asta. De fapt, cred că asta e principalul motor pentru noi, adică entuziasmul pe care are lumea. Când vezi că în luna februarie deja încep să te intre la întrebări pe site publicul și presă, cine vine la Filit, cum îi da, v-ați apucat de lucru, dar ce se întâmplă, e un lucru extraordinar. Traducătorii sunt niște oameni foarte speciali din toate țările pe care le-ați avut aici invitate, oameni care iubesc cu adevărat literatura română. Păi oameni care, cum să spun, fac lucruri de multe ori mai mult decât o instituție, decât un institut cultural care trebuie să facă la un moment dat sau face, uneori, mai nu știu, în funcție de conducere, se mai schimbă, încep programe grozave, după care îți duce în cap. Uneori oamenii ăsta, îndrăznesc să spun, fac mai mult decât Ministerul Culturii. Pentru că ei, practic, sunt agenți culturali, promovează cultura română.
Ian Virem, Boss, Bruno Mazzoni, dau doar câteva nume, sunt instituții culturale care au făcut servicii enorme culturii române. Enorme, Steinar Lohne, adică efectiv oamenii ăștia se bat pentru scriitorii români, dar nu numai pentru scriitori, pentru cultura română, e publică, vorbesc, dau interviuri. Asta a fost și ideea de început de astăzi, se cheamă Festival Internațional de Literatură și Traducere, pentru că am observat că în festivaluri de obicei traducătorii nu prea sunt băgați. Deci noi nu-l citim pe Șușkin, da? Citim citim pe altcineva. Și contează foarte, foarte, foarte mult. Sunt evenimente profesionale pe care le avem în licee, ateliere de traducere. Anul ăsta, pentru prima dată, când chiar existau solicitări, mi-am dat seama, am cuplat scriitor cu în licee, cu un traducător, că e foarte interesant să afli cum gândește pentru elevi, să vadă, adică să le oferim nu analize literare, ci modele de viață. Să vadă cum e un traducător, cum își duce viața, cum a ajuns el să-l traducă, nu știu, pe Cărtărescu sau pe Doina Rușdie sau pe Simona Popescu, cum a ales-o, cum a făcut, cum a mers și a propus-o unei edituri din străinătate. Monica Salvan ne vorbește despre traducătorii invitați anul acesta și despre programele pe care le organizați. Programul consacrat traducătorilor este mai extins decât ceea ce se vede în perioada Filit și anume există o platformă de rezidențe individuale pentru traducătorii de literatura română, sunt 6 rezidențe pe an și o tabără, atelierele Filit pentru traducători, care se desfășoară la Ipotești și care a ajuns la 5-a ediție anul acesta. Aș sublinia prezența unei traducătoare de excepție. Toți sunt traducători de excepție, dar Marily Lenir, care vine din Franța, s-a născut în România în 1933 din părinți francezi care predau limba franceză prin misiunea franceză de atunci la Sibiu și la Alba Iulia. Iar ea este o franțuzoaică cu accent românesc și iubește România foarte mult, dar după ce a fost obligată să plece cu familia în 1947 din România, a urmat o despărțire foarte lungă și s-a apucat cu adevărat de tradus în 1990, când s-au redeschis granițele, iar de atunci a tradus peste 20 de autori, probabil că are 30 de titluri traduse, dacă nu mai mult, la edituri prestigioase din Franța. Este cumva important să ajungem cu autorii români și pe piețele de carte internaționale și să vedem acolo cum sunt receptați, care este interesul pe care îl pot stârni. Știm că interesul acesta nu ține doar de valoarea intrinsecă, ci și de o luptă instituțională sau un efort de promovare. Și proiectul nostru la Filit este să îi scoatem în afara României pe autorii care sunt valoroși la noi, fie clasici, fie contemporani. Da, vorbea Monica Salvan de scriitorii clasici, de autorii clasici și contemporani. Voi acordați o atenție mare și scriitorilor clasici. Apropo, proiectul de anul acesta, Creangă. Festivalul organizat Muzeul Național al Literaturii Române Iași. De fiecare dată încercăm să aducem scriitorii clasici, patronii muzeilor noastre în atenție. Anul trecut am avut un proiect cu 11 cărți, în care 11 scriitori contemporani au scris biografiile, viețile patronilor de muzeu, al lui Creangă, al lui Eminescu, al Otiliei Casimir, Topârceanu, Sadoveanu, Alexandride la Mircea, care e tot sub pălăria noastră. În anul ăsta ne-am gândit să avem un interes teribil pentru, cred că Bojdeu ca în top 3 cele mai vizitate obiective ale Iașului. Noi avem și o editură prin care facem proiectele astea editoriale și acolo vine foarte multă lume și hai să-l aducem în actualitate pe Creangă. Există o variantă, oricum se vând poveștile lui la Bojdeu, dar am invitat 5 scriitori, câte unul fiecare zi de casa copilăriei, de asta 5 de aici numărul, pe care îl lansăm în Filit, la Palatul Copiilor, în fiecare zi, 26 octombrie, la ora 12, oră fixă. Creangă 2.0 se cheamă colecția, deci o să scrie continuări, nu reinterpretări, nu înscrieri. Matei Vișnic a scris Capra cu trei iez, 2.0, care de fapt e cu un singur ied, că cum a rămas în continuare, nu mai e cu trei, dar am păstrat titlul original adăugând 2.0, varianta. Ivan Turbincă
Alexandru Baculoschi, Lavinia Braniște, Punguța cu doi bani, Veronica Niculescu, Arapalp și Bogdan Alexandru Stănescu, Prostia omenească. Sunt ilustrate de Adrian Serghe, un artist ieșan. Arată absolut spectaculos cărțile și căutăm să păstrăm doar costurile de producție, tocmai pentru că noi nu suntem un business, suntem, căutăm să ajungem la cât mai mulți oameni din România, să oferim cultură, acces la cultură cât mai ușor. Și mai o colecție... ales că intrarea este liberă, da, la toate evenimentele, da, Firit. Și mă bucur să văd că, nu știu, până și ziarele de, și tabloidele naționale sunt interesate de subiect. Sau faptul că rar am văzut așa un interes față de un eveniment cultural care a ajuns la, chiar la publicul larg. Pentru Ion Creangă e foarte cunoscut și foarte iubit. Și ideea asta că hai să vedem ce a scris Matei Vișniec în continuarea lui Creangă și faptul că l-am putut provoca pe Matei Vișniec și că a acceptat să avem, iată, o nouă carte în literatura română, care e foarte faină, așa micuță, cum e o poveste, e o poveste care sigur o rămâne în literatura română. Mulți, mulți ani și după Filii, dacă a fi, nu știu, peste 10 ani nu pot garanta că o să mai avem fonduri, că o să existe Filii, chiar nu știu exact ce o să întâmple. Dar cărțile astea vor rămâne cu siguranță și peste 30, peste 50 de ani o să le găsească lumea, în orice format ori fi ele atunci. Pe final, Florin, aș vrea să vorbesc despre această colaborare pe care aveți cu Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, pentru că în partea a doua emisiunii vorbim despre acest eveniment. Un singur cusur al acestei două evenimente sunt cam în aceeași perioadă. E o perioadă în care nu prea mai multe spoturi, opțiuni, e o poveste lungă de ce nu se poate, dar nu avem cum altfel. Adică ideea că ne-am înfrățit, adică cred că la bază ambele festivaluri au același concept, oameni care iubesc chiar oameni care vor să facă ieșire și să simtă bine acasă la ei, oameni care vor să dea să acoperire acelui clișeu de oraș al culturii, adică să arate că de fapt nu-i doar o vorbă în vânt și că iată, în ea se întâmplă lucruri mari. Eu mă bucur foarte mult. Vreau să spun că așa ca mă bucur că totuși nu suntem 100% suprapuși și că eventual după Filii tot se pot merge. De multe ori când mă uit pe programul lor, regret enorm că eu sunt în Filii și mă ocup de asta și nu pot să mă duc acolo, atât de tentant este. Noi am început o colaborare pe dramaturgie. Avem rezidențe Filii. Uh-huh. Dramaturgii care stau în rezidența la noi vin cu spectacole, lectură în festivalul de teatru. Și, cum să spun, ne iubim, ne înțelegem și vrem să facem lucruri foarte frumoase pentru ea și pentru comunitatea locală. Mulțumesc frumos! Până la urmă, asta este și marca unui oraș cultural adevărat, nu să fie evenimente chiar și în aceeași perioadă, să avem de unde să alegem, să fie pe tot parcursul anului, așa ne-am dorit. Mulțumesc încă o dată, abia aștept să ajung la Filip Florin. Vedem acum imagini de la cea mai recentă premieră a Teatrului Luceafărul din Iași, Jack și Vrejul de Fasole. Este un spectacol care a fost inclus și în cadrul programului Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Vorbim despre acest festival în partea a doua emisiunii cu Oltița Cântec. Dramatizarea realizată de Oltița Cântec fructifică într-o manieră originală vechea poveste a lui Jack și a boabelor de fasole care îi vor schimba viața. În varianta montată la Teatrul Luceafărul din Iași, Jack e un adolescent îndrăgostit de fotbal care visează să ajungă o vedetă a sportului rege. Cum e Jack? Jack, tânăr, naiv, talentat. Și dincolo de naivitatea lui, cred că reușește într-o perioadă scurtă de timp să câștige enorm ca om. Facem așa. Vă rugăț, cât domnul Jack este plecat, ori la muncă, ori când doarme. E periculos, Jack? Nu știu ce să spun. Spuneți da, domnul Jack, curaj! Îmi păreți foarte inteligentă. Cred că are o latură mult mai umană varianta adaptată la noi la teatru. Personajul devine puțin mai complex, mai profund. Relația cu mătușa e clar una mult mai definită și nici nu vreau să zic prea multe ca să rămână totuși o surpriză pentru spectatori. Montarea este realizată cu o distribuție dublă, actorii urmând să joace alternativ. Pentru Sebastian Munteanu, rolul Jack reprezintă debutul său la Teatrul Luceafărul. Eu am lucrat copiii de când eram mai mic și îmi face foarte mare plăcere să
să văd zâmbetele lor pe față, de exemplu, când văd o lume fantastică și sunt acolo, prezenți cu tine, țipă cu tine, îți spun ce se întâmplă la un moment dat în piesă, îți prezenți acolo. Și toți se bucură, aplaudă, da, îți dau o plăcere extraordinară. Ce mică e casa și ce mică e mătușa, parcă e un copil, ba nu, parcă e o furnică. Ei! Când eram micuț, mie mi-a plăcut foarte mult. Toată ideea de a merge pe nori, de când eram mic, tot mă uitam în sus și încercam să ajung la ei, dar nu am ajuns, da. Nu era posibil în cel din urmă. Și mi-a făcut mare plăcere să aflu că voi juca o adaptare la Jack și Vrăjul de Fasole și că nu vom fura de la Uriaș, ci îi vom ajuta. Părinții lui Jack sunt plecați la muncă într-un alt comitat, iar el a rămas în grija mătușii care e avidă de bani. Personajele poartă nume englezești care le și caracterizează. Mătușa e greedy, lacoma. Noi suntem mătușile greedy și suntem cele mai bune mătuși. Iubim foarte mult banii, pietrele prețioase, aurul. E și pe Jack, nu? Și pe Jack, în primul rând pe Jack. Da, da, da. Măi, Jack, măi! Ce tocmeală e asta, Jack? Da, unde ți-a fost capul, măi, Jack, băiatule? Ce și boabă de fasole amărâtă! Nu, nu, stai! Pentru o boacă bună de lapte! Nu, mătușă! Mătușă! Înainte să plec la târg, mi-ai spus că Mirchi mai mult consumă decât produce! Orice ți-aș fi spus, Jack, o vacă face mai mult decât... Aaaa! De cu cinci! De cu cinci! De cu cinci boabe de fasole amărâtă! Nu consider niciun rol negativ. Ei, nu. Persoanele, personajele negative, ele nu știu că sunt negative. Ele au tot timpul dreptate. Da, copiii le percep. Copiile percep negative. Nu, eu am dreptate, și da? Nu primim flori niciodată. Dacă nu crezi în personajul tău că are dreptate, atunci cum să zic că sunt negativ? Nu sunt negativă, eu sunt foarte bună. Eu sunt foarte bună. Ea e bună, eu sunt rea. Money, cash, pounds, finance, bank, deposit, fortune, rich. Nu-mi vine să cred. Asta-i plata pentru truda ta? Păi măi, Jack, măi, băiatule, știința valorează bani mulți și tu te-ai mulțumit cu o găină, o cloșcă? Eu sunt foarte bună. Eu am un rol ca o prăjitură care are și frișcă și ciocolată și multe fructe și zahăr mult. Ai încredere în mine, Jack. Uneori lucrurile mărunte, aparent neînsemnate, pot avea efecte extraordinare. Moșul care îi oferă băiatului 5 boabe de fasole în schimbul văcuței Milky e Moș Fate, soarta, iar căpcăunii au devenit în varianta ieșană doamna și domnul Giant. Dați-ne voie să ne prezentăm, domnul și doamna Giant. Oh, darling, da, ți-am spus exact cum stau lucrurile. Jack are venit numai și numai pentru că suntem prieteni și rămăsese să-mi explice scrierea cu 3 de I-I-I. Și vrei să spui că este complet dezinteresat? Total. Că nu vrea nimic de la noi? Nimic, nimic, darling. Darling? La ei nu prea vin niciodată musafiri. Exact. Tocmai din cauza atitudinii sale foarte explozive. Da, 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 da. El fiind dezamăgit... Întotdeauna. Da, de oameni, de cum e și în viață, de altfel. Da, da. A început să ajungă mai sceptic. Exact, exact. S-au trezit. Dar intervine doamna Giant, care îl calmează. Mereu și întotdeauna. Exact, exact. Are un rol acolo. Oh, darling! Oh, darling! Da. Da, sunt personaje frumoase, sunt personaje colorate, sunt... Da, mie, sincer, chiar mi-a plăcut să creez acest personaj, să-l fac cu greutate, chiar cu greutate. Și vă așteptăm. Vă așteptăm cu drag la Teatrul Luceafărul. Am pus această coroniță! Îți place, dragule? Îți place? Ești foarte frumoasă, darling! Mulțumesc, dragule! Cântăm ceva? Da. Spectacolul a fost pus în scenă de regizorul Ion Ciubotaru. Scenografia este semnată de Alina din Căpușcaș, iar muzica de Diana Roman. Cui se adresează spectacolul? De obicei, spectacolul la Sala Mare se adresează de la copii, la părinți, bunici, la toată lumea. Are, fiecare generație are de citit ceva, de aici înțelege ceva. Și se le transmită și mai departe.
Un bas e un misteriu, o taină care te cheamă el, te absorbe așa ca o gaură neagră, te trage spre el și când auzi un bas, vai să mai scăpăm de realitatea asta dură, cruntă și hai să vedem un bas frumos, cu nepoți alături, cu copii, cu bunici. Veniți la teatru. Boabele astea de fasole. Wow! Uite-te, Jack, uite-te bine! Vezi ce frumoase sunt! Uite. Distribuția dublă este pentru că avem o trupă cu un potențial extraordinar și am vrut să lucreze cât mai multă lume la acest proiect și să veniți la spectacol pentru că Jack al nostru e cel mai tare, concurență n-are. Da, Jack al nostru e cel mai tare, concurență n-are. Bună seara, doamnă Oltița Cântec, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Da, între premiera, adaptarea textului Jack și vrăjul de fasole, trebuie să acordați foarte mult timp în această perioadă. De fapt, cred că pe parcursul multor luni pregătiți Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Eveniment a ajuns la a 12-a ediție deja. Într-adevăr, este a 12-a ediție și să știți că începem să lucrăm pentru fiecare nouă ediție, nu chiar a doua zi după finalul precedentei, că trebuie să ne și tragem un pic sufletul, să ne odihnim, dar foarte repede. Deci, practic, lucrăm din octombrie anul trecut pentru această ediție și de foarte multe ori trupele pe care nu reușim să le aducem într-o ediție, din motive ce țin de calendar, în mod frecvent se întâmplă asta, le reportăm pentru anul următor, așa încât și pentru ediția 2020 avem deja o listă cu artiști pe care îi vom invita. A 12-a ediție, 30 octombrie, un prolog pe 29 septembrie și două zile de showcase Teatrul Luceafăru, pentru că zilele efective de festival noi suntem generoși și le lăsăm companiilor invitate pentru a-și prezenta producțiile. Dar în același timp arătăm și noi ce am realizat în ultima perioadă. Un eveniment foarte bogat, un eveniment care anul acesta stă sub semnul Libertate, un generic a venit de la sine, nici nu a trebuit să-l caut, să mă gândesc prea mult la acest concept, pentru că sunt 30 de ani acum, de la momentul 1989, și este foarte interesant să vezi cum teatrul, care de fapt artele spectacolului, că festivalul nostru este un festival de artele spectacolului, cum artele spectacolului oglindesc ceea ce s-a întâmplat în România în aceste trei decenii și urmăresc în forme evident estetice diversitatea extraordinară de înțelesuri ale cuvântului libertate. Peste 500 de invitați, 28 de țări, 4 continente. Într-adevăr, marea desfășurare de forțe la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Cum reușiți, Florin Lăzărescu spunea mai devreme cât e de dificil să coordonezi totul și totuși, iată, două evenimente de calitate au loc la Iași. La un festival de artele spectacolului este încă și mai dificil decât la un festival de literatură, dintr-un motiv care ține de identitatea genurilor artistice. La un festival de literatură vine un scriitor, un traducător, sigur, mai mulți, dar acolo reușești să faci un eveniment cu un singur invitat. În schimb, pentru un festival de artele spectacolului, pentru un eveniment dintr-o seară, sunt 10 actori sau 15 actori care vin însoțiți de 10 tehnicieni sau poate și mai mult, depinde de complexitatea tehnică a spectacolului, vin cu un tir cu decoruri, vin cu avioane, vin cu autocare, vin cu trenuri, adică în artele spectacolului, artele astea fiind arte colective, este un pic mai dificil și mai costisitor, sunt cu totul alte tipuri de cheltuieli. E dificil, însă ne face mare plăcere nouă echipei de la Teatrul Luceafăru din Iași, care suntem o echipă foarte mică, dar o echipă foarte inimoasă, o echipă competentă, care sigur ne-am rodat de acum în atâtea ediții, în 12 ediții. Ne sunt alături încă de la primele ediții foarte mulți parteneri. Mă refer aici la Asociația de Breaslă a noastră, la UNITER. Mă refer de asemenea la o sumedenie de institute culturale și ambasade care ne sprijină în ceea ce privește invitații străini, aceia din 28 de țări, că nu e ușor să aduci la Iași atâta lume.
Avem, sigur, finanțatorul nostru, care este foarte generos, Consiliul Județean Iași, și care, iată, într-un an în care aproape toate instituțiile de spectacole din România au avut mari probleme cu finanțarea, noi ne bucurăm să avem finanțarea care ne-a fost promisă la începutul anului. La fel și Filit, finanțat tot de Consiliul Județean Iași. Da, și cu sprijinul primăriei Iași și al foarte multor prieteni. Este atât de plăcut să pățesc ce am pățit eu și pățim de câțiva ani încoace, oameni, patroni de firme care ne sună și care își oferă serviciile. Vorbim puțin despre programul ediției din acest an, după ce vedem însă un reportaj despre cea mai recentă premieră a Teatrului Luceafărul, premiera inclusă în festival, Orașul, un spectacol marca fără zahăr. Versurile, Bobby Dumitraș. Regia muzicală, Bobo Burlăceanu. Pe scurt, fără zahăr. Uneori îl iubim, alteori îl detestăm, dar mergem mereu împreună mai departe. Spectacolul Orașul prezintă într-o viziune fără zahăr diverse aspecte ale vieții într-o metropolă. Am încercat să scoatem în evidență câteva teme care sunt mereu de actualitate și care în fiecare zi ne lovesc sau ne lovim noi de ele. Traficul, gropile din asfalt, aglomerația, gândacii de bucătărie, homeless și niște lucruri care în esență ar putea fi teme negative, dar noi prin umor am încercat să le scoatem într-o zonă pozitivă și să râdem de ele pentru a trece mai ușor pe sistemul haz de necaz la care suntem buni toți românii. Acum 2 minute s-a venit romanii viclenii în casa noastră, au intrat cu oaste, să-i dea cu oaste. Dar ce sunt vitele? Să știe, am vin și eu mie. Ca să scăpăm de chiar avon și ne-am aricat, dar cu toții în bucătărie. În spectacolul acesta, de fapt, avem 11 povești, nu una singură. Noi, actrițele, jucăm multe roluri și toate le cântăm. Acum, pentru mine, de exemplu, ce a schimbat acest spectacol? Modul în care ascult muzica. Înainte cântam și eu refrenul, la 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 la, acum sunt foarte atentă la percuție, la tot ce înseamnă sound-ul din spate, la tot ce face, la tot ce fac instrumentele. Provocarea n-a fost la nivel de actorie neapărat, ci faptul că eu știam foarte puțin la chitară, iar Bobo Burlăceanu a fost un pedagog foarte bun pentru mine. M-am speriat în prima fază foarte tare, pentru că n-am crezut că pot duce 45 de minute de spectacol și răspunderea asta căzând pe mine aproape 90%. Colegele se miră că-ți scriu de ce nu sun, dar eu n-am chef să le explic că vin dintr-un cătun. Gândeam că va fi mult mai simplu cât e să bați un cahon într-o cutie, dar nu e chiar așa de simplu. Ritmul e unul, chitara e alta și noi trebuie să fim împreună, să creăm un tot care face ca lucrurile să fie cursive și plăcute auzului. Eu am ureche muzicală, dar nu credeam că pot să cânt la atâtea instrumente și să învăț atât de repede, dar făcând cu plăcere lucrurile astea, nu știu, au venit așa cumva natural din mine și a ieșit ce a ieșit, a ieșit ceva frumos. E un spectacol pozitiv, e un spectacol care transmite foarte multă energie, cred că o să devină un spectacol popular, după cum a reacționat și publicul. Da, suntem mulțumite, per total, de tot ce s-a întâmplat, de experiență, de tot. E atât de aproape cerul că aș putea să-i pun faianță. Nu cred că modelul s-ar vedea de la distanță. O echipă ar fi și m-aș mânti mereu pe umbra aia pe pământ. Am construit-o eu. Orașul, un nou spectacol în repertoriul Teatrului Luceafărul din Iași, un spectacol care nu se adresează doar celor mici, ci tuturor care au simțul acesta al tinereții, publicului tânăr, ca să parafrazăm puțin titlul festivalului pe care îl organizați. De fapt, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr am văzut că sunt spectacole de dimineață până seara,
pentru copilași, dar și pentru adulți insomniaci. Într-adevăr, avem zile foarte pline, de pe 3 pe 10. Întotdeauna ținem cont de bioritm. Diminețile sunt rezervate celor mai mici. Amiezile și după amiezile specialiștilor. Avem un seminar internațional de critică teatrală organizat cu Asociația Internațională a Criticilor de Teatru cu sediul la Paris. Avem foarte multe lansări de carte, avem spectacole, lectură, avem dezbateri, e un eveniment foarte, foarte plin, iar seriile, începând de la ora 18 până după miezul nopții, că am făcut o secvență pe care am intitulat-o Teatru pentru insomniaci, li se adresează adolescenților, tinerilor, adulți, maturilor și seniorilor. Și să știți că avem o grămadă de exemple de spectatori, unii dintre ei chiar cu tâmplele albite, care vin de foarte mulți ani la noi la festival, care îl așteaptă, care deja de la începutul lui septembrie ne întreabă când puneți biletele în vânzare. Apropo, biletele s-au vândut extraordinar de repede, mai ales la anumite spectacole, unde sigur sunt nume ceva mai cunoscute pe afiș. Să spunem despre spectacolul Un teatru in a forest dark and deep cu Tudor Chirilă și Mihaela Sârbu. Apoi teatrul mic din București cu legături primejdioase, cu o distribuție minunată, cu Florin Piersic Junior, cu Rodica Mandache, cu Didi Cavalioti și cu mulți alți actori la fel de talentați, într-un spectacol foarte, foarte, de foarte bună calitate. Moș Nichifor, cu care deschidem, cu Marcel Iureș și Ruxandra Maniu. Apoi spectacolul lui Gigi Căciuleanu, cel mai recent spectacol al lui Gigi Căciuleanu, On the Roof, cu finaliștii de la Gala Hop, spectacolul lui Radu Afrim, cu care încheiem, spectacole pentru tătici, Cocoțal pe schele, spectacole pentru bebeluși, pentru că trebuie să avem grijă de publicul foarte nostru tânăr. De mâine, foarte tânăr. Deci da, orice spectator, orice curios, pentru că asta înțelegem noi prin spectatorul tânăr, spectatorul acela, consumatorul de cultură care se lasă provocat și se prinde în aventuri estetice foarte noi, foarte variate, pentru că asta este farmecul artei, de fiecare dată să vadă altceva și oricât de pretențioși sau oricât de variatele sunt așteptările, au măcar un eveniment în programul nostru cu care să rezoneze și la care să dorească să vină. Nu lipsesc nici marionetele. Am văzut foarte multe tipuri de spectacole, circ stradal, de exemplu, spectacole, cum ați spus și dumneavoastră, pentru insomniaci cu actori consacrați. Aș vrea să vorbim puțin despre spectacole de marionete, mai ales că în programul dumneavoastră, din partea Teatrului Luceafărul, este și spectacolul Povestea japoneză, o poveste japoneză în regia Irinei Niculescu, un om extrem de, cu o experiență extrem de importantă în această zonă. O poveste japoneză este realizată de o echipă care vine din Statele Unite, Irina Niculescu, stabilită de foarte mult timp acolo, John Lewandowski din Statele Unite. Avem un spectacol Bunraku, un tip de păpușă specific japonez care vine chiar din Japonia. Actorii vor face și un workshop cu actorii noștri ca să furăm meserie direct de la sursă. Sunt apoi spectacole, evident cele de dimineață, cu o varietate extraordinară de mijloace de animație. Avem un spectacol care vine din Belgia și care pune problema protejării naturii, a acestui proces deseori tratat cu destulă neglijență, a tăierii copacilor și ce se întâmplă cu copacii și cum trebuie să reciclăm hârtia, pentru că în felul acesta reușim să prezervăm pădurile și natura și este chiar un lucru foarte, foarte necesar. Avem din Spania Capra cu șapte iezi, un spectacol, sigur, lumea o să spună cum cu șapte iezi, acolo este o versiune cu mai mulți iezi decât în versiunea lui Ion Creangă și foarte interesant, vom avea în festival un spectacol lectură făcut pe o piesă scrisă chiar în această vară de Matei Vișniec. Dezvoltă, duce mai departe povestea lui Ion Creangă, iar personajele sunt evident Capra, Lupoaica, soția lupului și Iedul cel mic, în care vom, în spectacolul lectură, vor apărea și personajele din spectacolul nostru, Capra cu trei iezi,
cu care știu de acum ascultătorii, am bătut practic toată lumea și am avut un succes enorm. Asta pentru că temele circulă, subiectele circulă și pentru că există, cel puțin între culturile europene, există niște legături, niște conexiuni culturale fenomenale. Apropo de conexiuni culturale, călătorim puțin acum până în Japonia și ascultăm pe doamna Irina Niculescu cum ne vorbește despre marionetă. Dumneata, nu te antrenezi, bunico? Îmi dai lecții? Oare râul îi arată fluviului drumul spre mare? Deci, Irina Niculescu a absolvit Academia de Teatru și Muzică din Praga. A fost atrasă de experiment încă din primii ani de activitate creativă. A montat la București, Boston, Geneva, dar și la celebra Școală Superioară Națională de Arte Păpușărești de la Charleville-Mézières din Franța. A colaborat cu teatre din Polonia, Belgia, Norvegia, Spania, Canada, Taiwan și Statele Unite ale Americii. S-a dedicat asemenea formării profesionale, coordonând cursuri și stagii în diferite școli de pe glob. De ce tip de forță este nevoie pentru a da viață păpușii, pentru a crea un spectacol credibil cu marionete? Din punct de vedere al interpretării, este foarte necesar să fii actor și în același timp păpușar. Ce înseamnă să fii păpușar? În afara faptului că trebuie să înveți o disciplină sau mai multe discipline, mai multe tehnici de mânuire, trebuie să ai o sensibilitate specială de a te transmite într-un obiect, de a exprima ceva printr-un obiect. Este de altfel ceea ce mă fascinează în teatrul de păpuși. Este un lucru, relația dintre actor și păpușă, am experimentat-o, am explorat-o de la începutul drumului meu teatral și mă pasionează în continuare. Pentru că păpușa are capacitatea de a transmite o emoție numai datorită actorului și, bineînțeles, și plasticianului care creează portretul. Care e de fapt esența păpușii, indiferent de locul unde ne aflăm pe glob? După cum cu siguranță bine știți, păpușa este prezentă, este un martor, cel mai sigur martor al culturii umane, pentru că există de când e lumea, pornind de la păpușile umplute cu caracter magic pe care le făceau mamele copiilor și aveau funcția și de jucărie, dar în același timp de a proteja copilul, ceea ce întâlnim în basmele din toate culturile, și exprimă cultura prin poveștile și prin rolurile, funcțiile pe care le-a avut, exprimă anumite elemente din diferitele culturi. Peste 500 de invitați din 28 de țări, de pe 4 continente. L-am învățat bine cifrele acestea, pentru că sunt cifre consistente, la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Vom fi în peste 20 de locuri din oraș. Sunt 11 zile în total de festival, prolog și showcase. Ce să mai zicem, că statisticile astea sunt foarte relevante, însă ar fi foarte interesant și de măsurat intensitatea emoțională declanșată în aceste seri de festival și am să evoc un studiu britanic care spune că într-o sală de spectacole, la un spectacol foarte bun, inimile spectatorilor bat la unison, ceea ce este fabulos și da, este un eveniment pe care, sincer, nu pentru că îl organizăm noi, dar pentru că adună atâta lume, atâția artiști special deosebiți din toate corțurile lumii, este un eveniment de la care categoric nu trebuie să lipsiți.
Mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră. Așadar, la început de octombrie, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, dar și Filit, două evenimente de excepție, au loc aici, în Iași, nu le ratați. Sunt Andreea Știliuc, numai bine tuturor!